Oră. Cu imagini dramatice de altfel ce vin din Grecia, polițiștii intervin în forță acolo și cer oamenilor să plece cât mai repede din calea flăcărilor extrem de puternice care sunt la un pas să cuprindă casele acestora. Localnicii în stare de șoc își abandonează locuințele și fug pentru a se salva. Pe rețelele sociale au apărut și imagini cu forțele de ordine care se roagă în genunchi de măicuțele de la o mănăstire de lângă Atena să părăsească clădirile. Haide! 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 Haide!